Zodia Leu, în săptămâna 3 octombrie, are planul comunicării cu cei apropiați, a relațiilor cu aceștia, a vieții sociale, a confruntări care pot scoate la lumină contradicții, contradicții care apar în urma unor implicații, a unor comportamente. Este favorizată căutarea echilibrului în relațiile cu ceilalți, restabilirea armoniei în această perioadă din 8 octombrie în comunicarea cu apropiații legat de un contract, de o asociere sau poate chiar de un proces. Se arată creativitate, se arată înțelepciune, se arată vitalitate, ancorarea în spiritualitate din 9 octombrie la locul de muncă apare o concentrare pe reorganizare. Poate să fie o reorganizare cu tentă economică, legată de mai bună eficiență, de gestionarea resurselor, de chiar de resursele energetice. Oricum, luna plină din 9 octombrie din Berbec are, aduce schimbări, aduce transformări aduce renaștere și aduce în prim plan rezultatele unor schimbări, ale unor proiecte pe care le-ați demarat cu șase luni în urmă când a avut loc luna nouă din Berbec. Luna plină din Berbec aduce neprevăzutul, aduce schimbarea, poate să fie ceva legat de. Dreptate sau de protejarea naturii sau alte lucruri de tipul acesta.